din cântecele Angeliei Similea, dar nu știa exact la ce folosește. Dacă ai poze haioase, nu râde singur. Share-uiește. Ne găsești pe Realitatea NET și pagina de Facebook. Bine ați venit la Ai grijă de tine! Concediul de vară bate la ușă și, indiferent de locul în care îl veți petrece, sunt slabe șanse să scăpați de soare. Așa că discutăm astăzi despre cum vă protejați corect pielea, ce riscați dacă vă expuneți excesiv la soare și care sunt primele semne ale melanomului malign, una dintre cele mai răspândite forme de cancer la piele. Vorbim în ediția de astăzi și despre efectele negative ale curelor de slăbire bazate pe proteine și analizăm meniul grădinițelor alături de Cristian Mărgărit, consultant în nutriție și fitness. Rămâneți cu noi, începem imediat! Alergia la soare reprezintă probabil una dintre neplăcerile minore provocate de soare. Despre expunerea excesivă și necontrolată și mai ales despre riscurile acesteia discutăm astăzi cu doamna medic-dermatolog Ioana Chebac. Bine ați venit, doamna doctor! Bine v-am găsit! Melanomul malign reprezintă una dintre cele mai agresive forme de cancer și înțeleg că e din ce în ce mai frecvent în ultima vreme. Care sunt cauzele și mai ales semnele la care trebuie să fim atenți? În primul rând, pentru că dumneavoastră știți ce înseamnă melanom malign pentru marea masă a celor care ne ascultă și ne privesc, melanomul malign de fapt reprezintă o transformare în rău a unei așa zise alunițe, cunoscută în mod popular ca aluniță. Aceste alunițe se numesc de altfel nevi pigmentari. Acești nevi pigmentari sau alunițe, cu unii ne naștem, iar alții dobândim în timpul vieții. Neglijate, traumatizate, adică lovite, neadaptate la condițiile atmosferice, în special în perioadele de soare maxim. Aceste alunițe care aparent sunt și au aspect și foarte frumos, pot să devină din semne de frumusețe, pot să devină cancere cutanate. Această exprimare a dumneavoastră, melanom malign, de fapt este chiar boala în sine. Melanomul malign este o afecțiune oncologică, deci un cancer cutanat foarte grav, care în funcție de stadiul în care l-ai surprins și în momentul în care pacientul s-a prezentat la medic, poate să aibă și o marjă de vindecare pe o perioadă de 10-15 ani, dar poate să ducă la deces și în primele 6 luni. Deci, atenție foarte mare la cei care au tegumentele foarte deschise la culoare. Trebuie să vă amintesc că, în general, în dermatologie și în lumea dermatologică, noi suntem încadrați în cele 6 fototipuri de piele. Noi, ca nație, ca popor, aș putea să spunem că facem parte din fototipul de piele 2, 3 până în 4. Bineînțeles, fototipul 1 este cel a celor cu pielea excesiv de albă, care nici nu se bronzează, dar se ar și foarte tare. Cei cu fototipul 2 spre 3 se bronzează, dar se ard, și fototipul 4 deja este fototipul care nu se ard și se bronzează. Ca să ajungi la acest fototip 4, trebuie să ai o anumită caracteristică. Dar dacă te încadrezi în cele 3 tipuri de fototipuri, fototipul 1, 2 și 3, deci când ai pielea excesiv de deschisă și ai nenumărate alunițe pe corp, părerea mea este că nu mai trăim în secolul XVIII, când nu mai te duceai la dermatolog și existau și atunci, melanomele au fost descrise și atunci, dar acum există o serie de metode și există o aparatură performantă care pot să-ți facă o evaluare a acestor alunițe, de aceea există medici și te poți duce la dermatolog în momentul în care, așa, prin emisiunile noastre de televiziune, anunțați frecvent treaba asta. Deci oamenii trebuie să fie avertizați și în momentul în care surprind rudele, copiii, în general părinții trebuie să fie foarte atenți. Este bine să te prezinți într-un centru de dermatologie și cu această ocazie pot să anunț că începând cu 1 mai și terminând până în 30 iunie, se desfășoară aceste zile ale protecției solare, găsiți și pe site-ul www.protectiesolare.ro, în 18 orașe din țară, unde clinici de dermatologie supervizează sau consultă gratuit persoanele care sunt susceptibile de apariția acestor melanoame sau care pot să facă cancere cutanate. Doamna doctor, orice aluniță poate să se transforme în anumite condiții în melanom? Da, orice aluniță. Sau doar unele cu anumite particularități? Există și unele cu anumite particularități. Ele au diferite nuanțe pe tegumentul nostru, de la cafe cu ole, adică cafea cu lapte, până la negru-brun închis, de la cele plane la cele reliefate, papilomatoase, așa cum le spunem noi, dar și o aluniță plană care este foarte închisă la culoare, traumatizată, adică scărpinată, ruptă, atenție la epilat. Foarte frecvent femeile fac melanoame, s-au întâlnit la membrele inferioare. Sunt foarte frecvente melanoamele de gambă, pentru unde sunt posibile alunițe și prin smulgere, prin epilare, cu ceară, indiferent cu orice metodă, poți traumatizezi de repetat aceste alunițe. Mare atenție la epilat, să ocolim zonele respective. Da, iar în plus de asta, pentru că tot mi-ați dat la plasă, cum se spune, atenție la solare. Eu nu sunt fan solar. Nu sunt fan nici creme autobronzante. Aici vreau să ajung. Deci, după părerea mea, suntem atât de biciuiți din dreapta, stânga, sus și jos. Atenție, alimentație, conservanți. Ce-ți mai trebuie o cremă autobronzantă care să-și mențină să aibă anumite calități? Să te protejeze, să nu faci alergii, că amintați la început și de alergiile acestea care apar pe piele. Se asimilează. În momentul în care o atașezi pe tegument, trebuie să faci un masaj lejer, ea se absorbe. Păi dacă tu o faci în fiecare zi manevra asta de masaj, ca să arăți bine, să arăți ca vedetele de la Hollywood, eu cred că aceste substanțe undeva se asimilează și intră în organism. Există în literatură articole care au spus că persoanele care fac excesiv solar, care își adaugă și creme autobronzante, pot să își modifice tegumentul în sens rău, în sens negativ, și pot să facă cancere cutanate, de la melanoame până la cele cancere cutanate epitelioane. Vorbim de folosirea frecventă, dar cu anumite ocazii. Mă rog, nu-ntă botez televiziune dumneavoastră, da, așa, dar fără excese. Iar atunci când te duci la un solar, aici vreau să... Orice femeie tânără care se duce la solar trebuie să aibă grijă, să ducă la un ginecolog, să se ducă la un endocrinolog, să-și controleze sânii, ovarele, să-și facă ecografie de sân, o ecografie de ovare, pentru că ovarele polichistice, ovarele sau chistele ovariene sau mastoza chistică, chistele de la sân, sub influența solarului, ca și sub influența soarelui de altfel, pot să sufere modificări. Deci nu vă duceți la solar dacă în prealabil nu ați făcut și un control general. Și atenție că am avut pacienți în cabinet care au venit cu nenumărate, și să știți că îmi pare foarte rău că trebuie să spun pe post, dar sunt persoane absolut, în ghilimele, sau nici nu mai vreau să respect ghilimele, inconștiente. A, păi dacă tot trebuie să mor de ceva, doamna doctor, dar cum să mor la 25 de ani când ești avertizat? Să ai alunițe, adică sunt persoane, îmi pare rău, eu nu pot să fac o categorie mare, nu pot să spun că o categorie mare, dar sunt multe persoane care nici nu realizează pericolul. Aș vrea să vorbim un pic și despre cremele de protecție solară. Există pe piață produse care au factor de la 6 până la 80-90. Am văzut inclusiv acest SPF. Au existat și până la 100%, dar acum, mă rog, noua nomenclatură a medicamentului și, mă rog, medicamentele sunt încadrate până la plus 50 alias 100, pentru că toate acele substanțe care fac ecran împotriva radiațiilor solare au aceste caracteristici și se recomandă acest factor de protecție în funcție de tipul de piele. Există multe persoane care au acele alunițe ieșite reliefate, papilomatoase, da? Cum le spunem noi dermatologii, pe care le traumatizează involuntar, da, când se piaptănă, când se îmbracă, da, atunci cu un lănțișor, cu un accesoriu. Asta și ce facem în general, această situație? Da, spuneam că facem această reevaluare și foarte bine că ați făcut emisiunea și am și anunțat pe ce site găsiți, protectiesolară.ro. Își fac o evaluare, vin la dermatolog. Deci duc imediat la dermatolog, o dezinfectez? Care e prima măsură? Prima măsură, în primul rând, sângerează. Și atunci, sigur că o dezinfectez, dar nu te uiți la ea ca la un tablou. Deci, în primele 72 de ore, pentru că sângerează, ea nu se mai oprește, ea se suprainfectează, fără să vrei, cât de curat ai fi, ea dacă îi rup baza, că are o bază, ea nu se mai lipește sau dacă se lipește se poate eczematiza, se poate suprainfecta și atunci poți să te întâlnești cu această boală gravă de care vorbeați. În primele 72 de ore sau în prima săptămână te prezinți la dermatolog, se face o mică evaluare la dermatoscop sau la PhotoFinder, aparatul nostru care punem în evidență aceste leziuni și pe care le înregistrăm pe CD-urile noastre care sunt înmânate pacientului, care, fac aici o paranteză, îi dai un CD, după ce ai făcut body map-ul ăsta, deci o harta alunițelor, pleacă peste ocean, pleacă din țară, își rupe o aluniță și se poate adresa oricărui medic dermatolog care pe acest CD vizualizează alunița în cauză și atunci se face o mică anestezie locală, cu margine de siguranță se face o excizie, o scoatere chirurgicală sau cu laser, depinde de ce formă de aluniță, și o biopsie. Scap, bine și mersi. Dar dacă o lași, așa cum spun cei din popor, vai de mine, dar cum să umbli la aluniță? Că nu e voie, dar nu umbli la aluniță, umbli pe lângă aluniță. Și în toată lumea mare asta, la toate congresele noastre interne și internaționale, această evaluare a alunițelor și această excizie sau scoatere profilactică este tot tratament. Doctor, foarte utile sfaturile dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați trecut pe la noi și vă mai așteptăm. Mulțumesc și eu. Continuăm imediat emisiunea. Ai grijă de tine. Emisiune recomandată de Fares Orăștie. Fares, profesioniștii plantelor. Vacanța de vară este tot mai aproape și probabil mulți dintre dumneavoastră o vor petrece la mare. Pregătirea pentru plajă nu înseamnă doar alegerea unui costum de baie nou și a loțiunilor de protecție solară, ci și eliminarea surplusului de kilograme acumulate peste iarnă. Iată care sunt cele mai importante reguli de care trebuie să țineți cont pentru ca să arătați cât se poate de bine în această vară la plajă. Un prim pas pentru atingerea unei siluete armonioase este eliminarea unor alimente din meniul zilnic. Intră în această categorie alimentele prăjite, cașcavalul, brânza topită, feta, margarina, chipsurile, covrigeii, produsele de patiserie din făină albă și mezelurile. Respectați orarul de 3 mese pe zi și aveți grijă ca în geanta voastră să existe tot timpul două gustări sănătoase și slab calorice. Puteți alege 10-15 sâmburi de migdale, iaurt cu 2% grăsime sau 150 de grame de cireșe. Următoarea regulă se referă la asocierile alimentare greșite, care ți îngreunează digestia. Evită să combini la aceeași masă carnea cu cartofii, pâine sau paste. Salata din legume verzi este alegerea compatibilă cu orice aliment. Încearcă să nu mănânci nimic cu 3-4 ore înainte de culcare. Te vei odihni mult mai bine, iar dimineața nu vei fi tentat să mai sari peste micul dejun, cea mai importantă masă din zi. Practică orice formă de mișcare de 3-4 ori pe săptămână și nu te gândi din start că nu ai timp pentru asta. Poți face un antrenament eficient chiar și acasă în doar 15 minute. Până la viitoarea întâlnire, ai grijă de tine cu Fares Orăștie. Fares, profesioniștii plantelor. Bărbații sunt la fel de preocupați ca și femeile de felul în care arată. Potrivit statisticilor, 35% dintre clienții sălilor de sport sunt bărbați. Cei drept, beneficiile unei ore de antrenament sunt nenumărate și vizibile în timp. Pe câteva dintre ele ni le explică un specialist în domeniu, pugilistul Lucian Bute. Care a fost cel mai mare număr de kilograme de care a trebuit să scapi înainte de un meci? Dacă stau bine să mă gândesc, cred că undeva la 10 kg am slăbit. Nu-i ușor, nu doresc nimănui să treacă prin acele momente, cel puțin înaintea cântarului, în ultimele zile. E foarte, foarte dur. Sunt alimentele la care renunți înainte de un meci? Sunt multe din mâncărurile mele preferate la care renunț în perioada de pregătire sau înainte de meciuri. Multe salate, multe fructe, mult grătar și fiert, bineînțeles. Evit și elimin lucrurile grase. Sunt sfaturi de care ar trebui să țină cont toți bărbații care vor să arate ca Bute. Pugilistul poartă în spate experiența unor ani grei de muncă, din care antrenamentele de pregătire făcute cu sârguință n-au lipsit în nicio zi. Este antrenamentul tău preferat? Bineînțeles, practicând acest sport, boxul, îmi place foarte mult în momentul când intru în sala de antrenament să mă antrenez la box, dar și pregătirea fizică. Când alerg, sunt momente când sunt poate plictisit sau poate obosit și chiar nu mi-arde de acel antrenament, dar mă motivez și îmi spun că trebuie să-l fac, pentru că va fi greu în sala de antrenament, va fi mai ușor în ring. Și să nu vă închipuiți că Lucian Bute nu se bucură de micile plăceri ale vieții. După meci îmi fac toate poftele de care duc lipsă în perioada de pregătire. Vin acasă și mama îmi pregătește absolut ceea ce îmi doresc eu. Sarmăluțe, ciorbe... Desertul preferat? Plătite. Destinația preferată de vacanță? Caraibe. Dar cum vara se apropie cu pași repezi, iar fetele au început deja să-și arate formele, puțini bărbații își mai permit să piardă ore întregi la sală, așa că apelează la varianta scurtă și periculoasă, steroizii ilegali. Nu știu însă că substanțele dau dependență, produc impotență, sterilitate și ajung să distrugă organele interne. Adeplast, companie cu capital 100% românesc, a inaugurat azi la Roman o nouă fabrică de polistire. Fabrica este cea mai modernă de acest fel din Europa și va deservi în special piața din Moldova, dar și comenzile pentru Ucraina și Republica Moldova. Investiția este de 3,7 milioane de euro. Aparatura este de ultimă generație, sunt cele mai bune mașini posibile din lume la ora actuală. Capacitatea de producție este undeva la 700.000 de metri cubi. Adeplast a creat astfel 49 de locuri noi de muncă pentru localnicii din Roman. Ce te interesează? Live pe un singur ecran. Noul HTC One. În magazinele Orange și pe www.orange.ro. Află de ce peste 90 de milioane de oameni din întreaga lume au încredere în noi și numărul lor crește în fiecare zi. Pentru asigurări de sănătate și pensii, alege Metropolitan Life. E timpul să câștigi tot timpul. Există un biscuit potrivit pentru fiecare moment al zilei. Înscrie codurile promoționale prin SMS la 1718 sau pe biscuițiimei.ro și câștigă una din cele 4 excursii pentru 2 persoane sau un ceas pe oră. Litera vă oferă mari interpreți de folclor. O excepțională colecție de cărți cu CD realizată de Marioara Murărescu. Vă invit să ascultați. Oameni pentru care cântecul a fost viața lor și modul lor de a spune lumii întregi te iubesc. Din 30 mai, Maria Lătărețu, la doar 14,99 lei de bani. O nouă generație de centrale termice Ariston. Inovația care aduce confortul în casa ta. Acum cu 5 ani garanție. Ariston, numărul 1 în România. Oh, dar ce avem noi aici? Toyota Yaris! Da, arată super bine. Și camera video pentru marșarier o ajută să parcheze foarte ușor. Mamă! Toyota Yaris. Frumusețe și inteligență la un loc. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. O divă poate fi numai slim. Diva Slim pentru femei speciale. Diva Slim vă prezintă următorul program. Febra curelor de slăbire bazate pe proteine a atins de ceva vreme și România, fie că vorbim de Atkins sau de varianta mai atenuată, cea a nutriționistului Pierre Ducan, aceste diete nu se potrivesc corpului și pot avea efecte nedorite pentru sănătate. Despre acest subiect discutăm cu doamna doctor Cătălina Crăciun, medic de familie, competență, apifitoterapie și acupunctură. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Și chiar mă bucur că aducem un astfel de subiect în discuție. Pentru că, din păcate, în loc să se adopte un regim echilibrat de viață, se trece dintr-o extremă într-alta. Și e o adevărată nebunie, am remarcat și eu pe, da, și în mediul online, și în rândul cunoscuților. Ce mă interesează este să-mi umplu stomacul până în gât, da? Că până aici nu se poate, să mănânc cât se poate de dezechilibrat, să nu fac niciun efort, să am o atitudine cât se poate de pasivă, dar vreau rezultate. Ori așa ceva nu este firesc. De asta se și spune după fapte și răsplată. Dacă nu există o implicare activă, dacă nu îți alegi un regim de viață, un regim alimentar și chiar și suplimente din plante care să fie echilibrate și care să vină în sprijinul funcționării normale și firește a organismului, dezechilibrele sunt de multe ori ascunse, nebănuite, efectele sunt chiar dezastruoase. Care sunt principalele dezavantaje aici, vrem să ajung? Da, așa încât înainte de a ajunge la dezavantaje, chiar am recomandat întotdeauna echilibrare pe toate planurile. Nu vă așteptați la minuni de astăzi până mâine. În momentul în care vă propuneți să scădeți în greutate și nu să slăbiți, de să nu mai știți de dumneavoastră, pentru că chiar și această expresie a fi slab este una și a atinge greutatea ideală este cu totul altceva. Sunt slab, lasă să facă un regim hiperproteic pentru mine ceea ce ar trebui de fapt eu să fac. Dacă sunt slab de înger, nu am suficientă voință și suficientă determinare să știu. Asta este ceea ce îmi face bine, asta este ceea ce îmi face rău. Cu efortul și cu răbdarea, perseverența respectivă, să ajung la rezultatele dorite. Scuze. În ce privește ajutarea cu componente, cu produse de tip fitoterapie, deci din plante, am folosit cu succes un produs care este echilibrat, care conține principii diferite. Am și zaharul și vitamina C prin extrasul de tomate, dar și minerale. Am ca atare adăugate în aceeași capsulă zinc și magneziu, care acționează asupra depresiilor care apar frecvent atunci când se obține această scădere bruscă în greutate și, din păcate, chiar și în cazul acestor regimuri hiperproteice, datorită carențelor mari la nivel de vitamine, depresia este unul dintre semnele care apare rapid și care, din păcate, se menține pe toată perioada unui astfel de regim. Am și un acid omega-6, care este un gen de grăsime bună, un gen de grăsime care dă un semnal de echilibrare asupra lipidelor din corp, astfel încât ele se mențin și la un nivel bun și se ajută eliminarea acestui exces, dar și menținerea greutății pe care am urmărit să o ating. Ori în cazul acestui regim Atkins, da, în care inițial exista acest consum exagerat de proteine, dar și de lipide, în afara manifestărilor care apăreau rapid, crampe musculare, greață, vărsături, amețeli, spuneau nu e nicio problemă, trec în 3 zile. Da, numai că un accident de tip cardiovascular, fie că este un infarct, fie că este la nivelul, deci chiar accident vascular cerebral, acela nu va mai trece în 3 zile. Rezultatele nefaste nu vor mai trece în 3 zile. Este posibil să fie un accident minor, este posibil să fie un infarct minor, dar nu cred că vă doriți să slăbiți cu orice preț. Ca să nu spunem că acest regim hiperproteic implică o funcționare la foc continuu a ficatului, a pancreasului, a rinichilor și în condițiile în care din digestia aceasta a proteinelor rezultă aminoacizii, o structură pe care ficatul trebuie să o degradeze, pentru că ei nu se pot elimina din corp. Ceea ce rezultă este o aciditate exagerată, care, dacă vreți să știți, mai apare în anumite cazuri de diabet, dar deja este vorba despre o criză, deja este o situație care trebuie tratată medicamentos. Ori spun, Nu, nicio problemă că o lună de zile, două, trei, țin un astfel de regim. Nu știu dacă cineva ar putea să lucreze în condiții sau să funcționeze normal în condiții de asediu, o lună, două luni, trei luni, evident că se obține scăderea în greutate, dar cu ce preț? Iar starea de agilitate favorizează apariția multor boli, nu numai evident, printre care, din păcate, și cancerul. Și cancerul, da, frecvența cancerului la persoane cuprinse între vârsta de 35, 40, 45 de ani a crescut îngrijorător în ultima vreme. Și deja că nu mă interesează că miroase urât gura, că mănânc proteine în exces. Un alt efect imediat pe care îl poți constata dacă... Poate totuși mă interesează în varianta regimului și mai restrictiv Dukan, în care am scos și lipidele, am scos și vitaminele liposolubile. Deci mă voi putea aștepta fără tăgadă în afecțiunea și scăderea calității pielii, în tulburări de vedere. Bun, nici asta nu mă interesează. Mergem mai departe. Osteoporoză. Măcar pe femei ar trebui să le intereseze acest aspect. Tulburările de tip hormonal? Evident, evident, iar în momentul în care am afectată și vitamina E, aceea va duce chiar în mod direct la infertilitate. Și vin în cabinet, au o greutate relativ normală, în momentul în care începem să vorbim despre regimul alimentar, surpriză. Și de ce nu putem să avem copii? Adică ajungem de la probleme grave la regimul de viață de zi cu zi. Deci nu există minuni. Minunea este aceea de a învăța să aveți cu adevărat grijă de dumneavoastră și să faceți ceea ce este necesar ca să vă atingeți scopul propus. O altă vitamină care iarăși nu se mai absorbe în cazul în care este adoptat acest regim Dukan este vitamina K. Ea este implicată în această coagulabilitate a sângelui. Deci, acestea chiar sunt aspecte care trebuie luate în calcul. Și am primit și următorul răspuns. Da, nu e nicio problemă că eu o să iau vitamine, eu am să beau suficient de multe lichide, pentru că încă o altă problemă cauzată de acest regim hiperproteic este deshidratarea. Trebuie să știți că dacă mă învăț cu acele simptome neplăcute, grață, tremurături, stare de oboseală, incapacitatea de a mă concentra, nu știu să fac diferența când ajung chiar într-o insuficiență renală acută. Și atunci cu asta chiar mă mai joc, pentru că dacă ar exista cu adevărat o rigoare din partea celor persoane să se hidrateze corespunzător, să ia nu numai vitaminele acestea liposolubile, dar chiar și vitamina C, pentru că din carne, din ouă, din lapte consumate în exces nu voi găsi, nu voi putea extrage. Ce mă fac? Sunt pur și simplu pus la pământ, există o frecvență mult mai mare a diferitelor tipuri de infecții și în afară de asta trebuie să știți că vitamina C este chiar o componentă extrem de importantă antistres. Deci dacă vreți să slăbiți cu orice preț, aceasta este o soluție, un regim de tip hiperproteic. Dar gândiți-vă ce înseamnă ca și efect asupra sănătății dumneavoastră în acest moment și chiar și în timp. Să nu uităm nici de tulburările de digestie și de tranzit intestinal care pot să apară în urma unui astfel de regim. Am primit un răspuns și pentru asta. Da, dar voi suplimenta printr-un produs care să conțină fibre. Păi bun, deci dacă ești dispus să faci atât de multe lucruri, nu ar fi cum mai firesc, cum mai inteligent să fii dispus să ai un regim echilibrat care să conțină glucide, lipide, proteine, fibre, minerale, pe care să ți le iei mult firesc din alimentație. Adică mi se pare nefiresc, ciudat chiar, să nu mănânci normal și să-ți faci o listă de suplimente care trebuie să-ți asigure supraviețuirea. În afara faptului că glucidele reprezintă o sursă firească de energie și pentru funcționarea în condiții optime ale sistemului nervos, da, se pot folosi aceste lipide ca și sursă de energie, dar ele sunt, sau acest mecanism este conceput numai în condiții de stres extrem, în condițiile în care este vorba despre foamete, despre diverse calamități și atunci organismul este conceput de așa manieră încât să supraviețuiască chiar și acestor condiții nefirești. Un alt argument pe care l-am întâlnit este acesta. Țin și eu această dietă o lună, două, ce poate să mi se întâmple? După aia o să am grijă să mănânc sănătos și să trăiesc echilibrat. Nu o să mi se întâmple nimic dacă... Sigur, la o astfel de abordare am oferit chiar replica următoare. Nicio problemă, vă duceți la servici, da? Lucrați tură dublă, volumul de muncă va fi de 10 ori mai mare. Cum sunteți după o lună? Cât de firești sunteți? Într-adevăr ați slăbit. dar care sunt consecințele? Nu v-ați hidratat, sunteți obosit, sunteți stresat, nu mai sunteți capabil după aceea să funcționați în condițiile cele mai bune. Așa se întâmplă cu ficatul, cu rinichii, cu inima dumneavoastră, cu sistemul nervos, cu sistemul digestiv. Și credeți-mă, un astfel de exces, un astfel de abuz și o astfel de tratare fără respect a corpului dumneavoastră nu vă dezvoltă voința, nu vă dezvoltă rigoarea cu adevărat, nu vă dezvoltă dorința și conștientizarea problemelor proprii de sănătate și a propriilor necesități, astfel încât după aceasta o lună, două, trei, haideți să ne vedem peste un an. Nu vă formează niște deprinderi sănătoase de viață. Care sunt esențiale, pentru că este la modă. Dacă este la modă și dacă, v-am spus într-o emisiune anterioară că atunci când nu existau niciun fel de informații, chiar la începutul anilor 70 în America au murit 60 de femei. Deci nu este vorba despre una, două, trei. Dar bun, regimul în timp s-a mai adaptat, s-au adăugat și diverse elemente. Pentru că ați spus de regimuri, ați menționat termenul acesta, regimuri la modă, aș vrea să vorbim un pic și despre o altă dietă care face furori, dieta RINA. Este făcută de un, e concepută de un nutriționist sportiv. Da, este un gen